Este povestea primelor avioane F-16 ale armatei române, spusă într-un cadru mai puțin formal, în cetatea medievală din Târgu Mureș, în incinta Muzeului Județean. Invitații, vă spuneam, jurnalistul Adelin Petrișor. Adelin, tu ai fost și la baza aeriană în momentul aterizării avioanelor F-16 în România, și cei doi piloți comandori, domnul Cătălin Miclo și domnul Adrian Motorga. Dumneavoastră ați urmat o școală foarte serioasă undeva în Portugalia și nu de câteva luni, ci de 2 ani, un stagiu de pregătire pentru aceste avioane F-16. Povestiți-ne puțin cum e să pilotezi un F-16. Și dacă am greșit ceva, vă rog să mă corectați. Nu, nu ați greșit absolut nimic. Prin 2013 s-a semnat un contract între România și Portugalia în vederea achiziționării a 12 aeronave F-16. Ca urmare acestui contract, începând cu 2014, s-a urmat un program de pregătire. Undeva 80 de militari au participat în Portugalia, au luat parte la mai multe cursuri de pregătire, funcția de specialități. Programul încă continuă, deci se va finaliza, să spunem, la anul undeva martie-aprilie. Parte din personal este deja în România, cum a spus și dumneavoastră, cu cele 6 aeronave F-16. Parte din personal încă este la pregătire. Ce știu este că aeronava aceasta își face cu brio, să spunem așa, meseria în lume, oriunde este trimisă pentru a executa misiuni, și până una alta este, să spun așa, calul de bătaie al fiecarei operații aeriene care se desfășoară în lume. Sunt 4500 de avioane în lume în momentul ăsta. Deci, practic, orice operație aeriană se planifică în lume, se planifică pe scheletul este format din F-16, și pentru mine acest lucru este suficient. Până în acest moment au fost pregătiți 6 piloți în Portugalia, mai sunt încă 3 piloți la pregătire. V-am spus, pregătirea în Portugalia se finalizează la anul viitor, în aprilie. Ceilalți piloți vor fi din cadrul forțelor aeriene române, sunt deja selecționați și vor intra în cursul de pregătire cât mai curând posibil, în așa fel încât până în 2018 să avem cel puțin 16 piloți pentru F-16. Michi e modest, Michi e instructor pe F-16, mai avem un instructor pe Miță, instructor pe F-16, ei se vor ocupa în România de formarea noilor piloți. Ei, coordonați și de un portughez care va mai sta în România un an sau doi. Doi ani. Ei trei vor forma în continuare piloți. Eu sunt comandantul escadrilei de MiG-21. Eu zbor în continuare MiG-21. Faptul că sunt prezent aici este o ocazie unică de a-mi exprima bucuria pentru faptul că cei care pilotează astăzi F-ul 16 sunt colegii mei din escadrilă, marea lor majoritate, și nu pot decât să fiu mândru pentru faptul că ei reprezintă mai departe forțele aeriene române și mai ales România în lume cu tipurile de misiuni noi pe care le abordează acest avion. Putem vorbi oarecum de o predare de ștafetă de la MiG-21 Lancer la F-16? Eu văd că pe o cale firească, pur și simplu, forțele aeriene române trebuie să treacă la următorul nivel, o altă mentalitate, aș spune eu, și MiG-21 Lancer, cel modernizat, cred că a ușurat acest pas, pentru că a avut un nou set de, să spunem, echipamente, sistem de avionică modern, armament nou. A făcut piloții a deschis ochii piloților pentru, să spunem așa, lumea, aviația mare, să spunem. Acum suntem la începutul unui nou drum, aș spune așa, deci trebuie să construim structura aceasta care exploatează F-16 în România. Adelin, tu ai și experimentat cabina F-16. Da, ca o stewardeză de supersonic, ca un om care nu zboară, nu sunt pilot. Am zburat inclusiv cu instructorul lui Michi, cu Șacalul, locotenent colonel Afonso Gaiuraș. Care te-a numit oficial membru al clubului celor care au atins 9G. Putem explica puțin ce înseamnă asta? Da, m-a dus. Eu n-am vrut inițial, pentru că am zis, domnule, nu e o chestie macho. Zburase un alt reporter din România înaintea mea și viața lui a fost să ajungă la 9G și să leșine la 9G. Și am zis, domnule, eu vreau să zbor cu tine în avionul ăsta să-mi arăți ce poate face avionul ăsta, să pot povesti mai departe și să filmez, ca oamenii să înțeleagă mai multe din meseria ta. Nu vreau să mă duc să mă laud în fața blocului dacă am atins 9G sau am leșinat sau n-am leșinat. Și am zburat vreo oră jumate cu el și el mi-a zis la sfârșit: hai totuși să te duc la 9G, să vezi ce înseamnă 9G. 9G înseamnă de 9 ori supra sarcină. Asta înseamnă că
tu cântărești de 9 ori cât cântăreai. E ca și cum ți-ar pica un autobuz în cap, autobuzul ăla cântărește de 9 ori greutatea ta. Și a făcut un viraj foarte strâns, de vreo 3,5-4 secunde, nu mai știu, și am avut 9G. A fost frumos, n-am leșinat, am bifat acolo, da, am văzut cum e la 9G. Dar încă o dată, eu am vrut să zbor pentru că îmi place să zbor și am fost primul care am cerut asta în România prin 2000 și ceva, pentru că am vrut, eu ce sunt? Sunt interfața dintre telespectatori și oamenii ăștia, de exemplu, da? Militari, acum, că vorbim despre aviația militară. Și am vrut să fiu acolo ca să pot explica mai bine și să pot să arăt, uite, domnule, cât de complicată e viața, uite cât de greu muncesc oamenii, uite ce înseamnă suprasarcină, uite ce înseamnă să stai închis într-o cabină de un metru cub și să iei hotărâri legate de viața ta și a altora. Exact. De asta am vrut să zbor. Dar și pentru că îmi place, încă o dată, cred că dacă ești claustrofob sau nu-ți place să zbor, nu cred că o experiență cu un supersonic e de dorit. Domnule Cătălin Micloș, cum a fost experiența în Portugalia în decursul timpului petrecut acolo? Au fost 2 ani încheiați pentru dumneavoastră? Da, 2 ani încheiați. Am făcut parte din prima serie de piloți, 3 piloți. A fost un program, aș putea spune, intensiv. Deci, în mod normal, noi am început, practic am parcurs 3 cursuri, care, în mod normal, un pilot american, al treilea curs, cel de instructor, ar parcurge după, nu știu, 4, 5, 6, 7 ani. Deci, având în vedere experiența noastră anterioară, s-a ajuns la, să spunem, concluzia că cel mai bun compromis între timp și zbor ar fi 2 ani de zile cu cele 3 cursuri parcurse, în așa fel încât după cei 2 ani de zile să forțele aeriene să beneficieze de aportul a 2 instructori și 3 lideri de formație. Deci, practic, în cei 2 ani de zile am construit 2 instructori pentru F-16, 3 lideri de formație, tot pentru F-16, și încă 3, să spunem, coechipieri. Cum a fost momentul sfârșit de septembrie când ați venit acasă cu cu aceste aeronave F-16? După 2 ani de zile am aterizat pe o pistă românească, vă dați seama că sunt foarte multe emoții. Nichi a fost primul care a făcut ajudaun. Însă lucrurile, sau toată planificarea asta este atât de intensă și nu prea ai timp să trăiești, să zicem, momentul la... Deci nu prea ai timp să spui, ok, astăzi mă bucur că am ajuns acasă. Nu există așa ceva. Deci întotdeauna trebuie să pregătești altceva. Și exact în aceiași pantofi suntem și astăzi. Întotdeauna trebuie să pregătim altceva și... Ca să vă faceți o imagine, în Portugalia, să spunem, eram într-un mediu controlat. Eram ca niște cobai într-un mediu controlat. Laborator, da. Laborator. Aici suntem pe picioarele noastre, suntem încă sprijiniți de portughezi. Sunt și ei încă în România? Da, sunt încă pentru și o vreme? Pentru 2 ani de zile o să ne susțină încă. Aici suntem pe picioarele noastre și trebuie să suntem ca niște copii mici care acum învățăm să zburăm cu F-16 în România. Deci nu prea avem timp neapărat să ne bucurăm sau să spunem ce buni suntem, ce... Deci trebuie să construim și... Practic, asta este provocarea noastră în zilele astea. Deci eu sunt ferm convins că în viitor o să avem, să spunem, rezervorul de piloți, de personal navigant pentru cele 36-48 de F-16, care să îndeplinească, bineînțeles, criteriile necesare pentru a zbura această aeronavă. Ce le povestiți acasă celor care sunt curioși despre experiența aceasta în Portugalia, despre ce înseamnă MiG-21 Lancer sau F-16. Apropo de copii, m-aș întoarce către copiii din escadrilă. Vorbesc mai mult despre ei decât despre familie uneori și prefer să o fac așa, pentru că... Cât de tineri sunt? Obișnuiesc să le spun copii la toți tinerii care ne vin în escadrilă, pentru că așa am fost și noi tratați la început, ca și copii. Între 25 și 30 de ani. Asta e vârsta la care ajung în subunități. Întotdeauna le spun că pregătirea teoretică este baza pregătirii unui pilot, dar pe lângă asta, acum am un nou model foarte motivant pentru ei. Le spun, priviți-i pe ei. Nivelul lor de pregătire le-a permis să parcurgă programul acesta scurt de avion multirol. Nu au decât să urmeze aceeași pași ca ai lor și să devină un model astfel încât se poate să acceadă despre nou avion. Apropo de cele 48 care urmează să le achiziționăm. Îmi doresc acest lucru. Doamne ajută!
Nu doresc acest lucru. Nu te ocolesc cu această întrebare, Adelin. Vreau să spun că MiG-ul 21 n-a murit. Noi ne vom baza mulți ani de aici încolo. Adi are așa ceva acolo. Deci noi trebuie să ne bazăm pe 21 multă vreme de aici încolo. Și poliția aeriană va fi făcută în continuare de MiG-urile 21 Lancer, până când vor fi operaționalizați băieții de la 86. Cu chiar și noi mai avem încă 2000 de ore de zbor pe avioanele MiG-21. Nu sunt mai bătrâne decât F-16, tot între 70 și 85 produse. Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucuria de a fi? E o întrebare grea? Bucuria de a fi? Cred că e bucuria de, nu știu, lucru bine făcut. Asta îl văd eu. Deci, când ajung seara acasă și îmi văd familia, sper în fiecare zi să am senzația că am făcut ceea ce trebuia făcut. Mai ales legat și de proiectul F-16. Și sunt convins că m-am înhamat la un lucru nu ușor de făcut, însă am speranța că lucrurile o să decurcă bine și am spus în fiecare zi când ajung acasă să spun da, astăzi am făcut ce trebuia să fac. Pentru dumneavoastră, domnule Adrian Motorga, bucuria de a fi, ce înseamnă? M-aș întoarce în trecut puțin. Când am fost întrebat în clasa întâi de tovarășa educatoare, învățătoare, mă scuzați, ce veți face când veți fi mari? Destul de ferm am fost, pentru că m-am născut în Bacău și am trăit chiar lângă pista de decolare, aterizare. Zbura MiG-ul 21 și am zis că pilot și voi zbura MiG-ul 21. Astăzi chiar acolo sunt. Cred că spun tot. Adelin, pentru tine bucuria de a fi? Sunt un norocos pentru că fac meseria asta cu plăcere, sunt și plătit, cunosc oameni interesanți, fie că sunt piloți militari, fie că sunt președinți, fie că sunt teroriști, fie că sunt pești, fie că sunt curve, mă plimb prin toată lumea, văd lucruri pe care mulți nu le văd în 10 vieți, particip de multe ori, știu că sunt cuvinte mari, dar am asistat la facerea istoriei și pentru un băiat simplu din Buzău, lucrul ăsta este super, super mare și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot face lucrul ăsta și o fac cu plăcere, nu mă uit niciodată la ceas.